în declarația politică de astăzi, aș dori să vă vorbesc despre o temă care stârnește tot mai multe dezbateri în Uniunea Europeană în ultima perioadă, atât la nivelul factorilor de decizie, cât și al cetățenilor din statele membre, viitorul construcției europene. Perioada pe care o traversează Uniunea Europeană este, fără îndoială, încărcată de provocări de amploare, care pun în discuție viitorul proiectului european și pun la grea încercare capacitatea Uniunii Europene și a statelor membre de a formula soluții sustenabile care să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor săi. Nu vorbim numai de provocarea Brexit, care va produce schimbări profunde ce vor afecta toate statele membre. Provocările cu care se confruntă astăzi Uniunea țin de sferele dintre cele mai diverse, de la eforturile de reluare a creșterii economice și de redresare a situației pieței forței de muncă și a șomajului în rândul tinerilor, la dezbaterile aprinse privind viitorul cadru financiar multianual și de la consultările privind viitoarea politică europeană de vecinătate și evoluțiile privind strategia de extindere a Uniunii Europene, la cronicizarea unor probleme legate de gestionarea migrației, combaterea terorismului și contracararea riscurilor de securitate, inclusiv cele provenite din sfera amenințărilor hibride, cele din sfera informațională și, poate mai ales, cele care țin de domeniul securității cibernetice. Totodată, evoluțiile din estul Ucrainei prezintă riscul de a extinde climatul de instabilitate în regiunea Mării Negre, iar dificultățile în gestionarea unitară a acestei crize au arătat cât de importantă este pentru Uniunea Europeană să pună la punct o politică externă și de securitate comună. Nu trebuie să uităm că anul acesta este și unul cu multiple semnificații pentru România și pentru Uniunea Europeană. S-au împlinit 10 ani de la momentul aderării noastre la UE, iar cu ocazia summitului de la Roma din 25 martie 2017 am aniversat 60 de ani de la semnarea tratatelor fondatoare ale Uniunii Europene. Prin apelul la unitate, coeziune și solidaritate europeană, declarația adoptată cu ocazia summitului de la Roma reflectă viziunea ambițioasă care i-a animat pe părinții fondatori și la care trebuie să apelăm în continuare pentru a reînnoi forța de atracție a construcției europene. Ne aflăm la un moment de răscruce pentru viitorul Uniunii și un astfel de moment aniversar este un bun prilej pentru un stat membru precum România, profund atașat de valorile europene, de a reitera importanța proiectului european și a apartenenței la Uniunea Europeană, atât asupra dezvoltării de până acum, cât și prin evoluția viitoare. Domnule președinte, mă bucur că sunteți dumneavoastră la conducere astăzi. Dacă voi depăși o secundă, vă rog să mă opriți la timp sau să mă lăsați să continui. Stimați colegi, într-adevăr, țara noastră este plină de evenimente fericite. Și spun asta văzând ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Aflăm, vedem cum în direct vicepreședintele Senatului tocmai este păruit, bătut bine de către un sociolog care nu ezită să se compare cu Petre Andrei, Gusti, Raymond Aron și câteodată chiar cu Pielean. Lăudabilă atitudinea realizatoarei Ciurlin, care, înțelegând că i-a pus Dumnezeu mâna în cap și nu palada, striga să vină poliția, să vină poliția. Dar n-a avut încotro, pentru că cel care ar fi trebuit să intervină, ideologul Nistor de la PNL, a șters-o englezește din platou, lăsând tânăra femeie dezarmată. Acum, eu nu pot să fac decât o remarcă muieratică încăierare și cineva trebuie să tragă o concluzie că e bine din când în când să meargă la frizer pentru a nu mai fi păruit coafat. Mă gândesc cum ar fi o emisiune între Palada și Pieleanu, ultimul dintre ei, neavând în perioada aceasta prea mult pe păr pe cap. Stimați colegi, Legea Educației Fizice și Sportului numărul 69/2000 prevede la articolul 2 educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat. Prin aceasta este recunoscut rolul sportului și al mișcării pentru bunăstarea fizică și spirituală a membrilor societății.
Un popor care face sport este un popor sănătos, iar performanța sportivă este măsura performanței celor care conduc destinele națiunii. Din păcate, în ceea ce privește sănătatea, ocupăm printre cele mai de jos poziții între țările europene, iar din punct de vedere al performanței sportive, suntem departe de rezultatele cu care eram obișnuiți acum două decenii. Acestea sunt consecințele unui dezinteres major față de sport și mișcare în general. Nu numai că nu am fost în stare să dezvoltăm baza materială, numărul de cluburi sportive și implicit numărul de practicanți ai sportului, dar am distrus sau am lăsat să fie distrus o bună parte a facilităților necesare practicării sportului, fie demolând, fie convertind și în alte scopuri vechile baze sportive. În ciuda prevederilor explicite ale legii educației fizice și sportului, cea care interzice schimbarea destinației unei baze sportive care a aparținut vreodată statului, fără construirea unei asimilare în loc, sunt numeroase cazurile în care locul vechilor stadioane au fost luate de complexe comerciale, cetățenii și echipele nemai având unde să practice sportul. Numai în Arad avem trei astfel de situații în ultimii 10-12 ani. Soluția care se impune este înăsprirea legislației prin amendarea legii educației fizice și sportului, care trebuie să prevadă explicit sancțiuni, mergând până la recuperarea contravalorii bazelor sportive desființate ilegal pentru cei care aprobă asemenea proiecte. Doar așa putem stopa un fenomen național cu consecințe grave, a căror remediere va necesita mult timp și eforturi uriașe. Un popor care nu practică sportul, pentru că nu mai are unde, nu poate fi nici sănătos, nici fericit. Vă mulțumesc! Declarația mea politică de astăzi se intitulează Oare de ce ne trezim doar după dezastre? Furtuna de duminică, 17 septembrie, care a afectat județele din vestul țării, inclusiv județul Bihor, din care provin, provocând un dezastru soldat, din păcate, atât cu pierderi materiale, cât și cu pierderi de vieți omenești și cu mai mult de 100 de persoane rănite, a demonstrat că fie nu există un sistem bine pus la punct de avertizare a populației, fie e foarte slab și vulnerabil, consecința fiind că cetățenii au fost luați prin surprindere, complet nepregătiți. Din păcate, nu doar avertizările lipsesc, dar și educația specifică despre ce trebuie să facă cetățenii în situația în care sunt surprinși de furtună, în caz de cutremur, inundații sau alte dezastre naturale. Ce să facă dacă sunt surprinși de furtună în mașină? Să-și continue drumul sau să tragă pe dreapta? Ce să facă cei care sunt surprinși de furtună afară, în câmp sau undeva în natură? E permisă ieșirea din casă pe atenționare de cod galben, portocaliu sau roșu? Ar trebui ca fiecare român să știe exact răspunsul la aceste întrebări. Având în vedere faptul că astfel de fenomene meteorologice se repetă destul de des în ultima vreme și sunt de o tot mai mare intensitate, și pentru a preîntâmpina o altă tragedie pe viitor, îi cer doamnei ministru de interne, Carmen Dan, să îmi comunice care sunt măsurile concrete pe care le va lua pentru a proteja viața cetățenilor și a preveni la timp populația cu privire la riscurile iminente generate de schimbarea bruscă a vremii sau de anumite fenomene meteorologice prognozate. Cum va asigura managementul integrat al unor astfel situații de criză, astfel încât să nu apară sincope în comunicarea instituțională, iar reacția autorităților să fie una promptă și eficientă? UDMR susține ferm adoptarea unei poziții a Parlamentului României în contextul adoptării noii legi a educației în Ucraina, care efectiv elimină posibilitatea ca tinerii aparținând comunităților etnice să aibă educație în limba maternă, rămân câțiva ani în educație elemente care ajută să însușească limba maternă, dar atât. Dar am folosit acest prilej ca să vorbim într-un context mult mai larg. Este inacceptabil ca o țară, de exemplu ca Ucraina, să ratifice norme europene importante în acest domeniu, dar pe de altă parte, la nivel național, să adopte decizii contra acestor normative europene și vorbesc de Consiliul Europei. Este inadmisibil ca Ucraina să ceară sprijinul țărilor vecine a importantelor capitale sau instituții internaționale, dar pe de altă parte acționează împotriva acestora implicit prin măsuri împotriva comunităților etnice din Ucraina. Și
trebuie să spunem foarte clar, a măsura o democrație unei țări trebuie să privim și din perspectiva dacă drepturile omului, statul de drept, din perspectiva acordării drepturilor minorităților funcționează. Dacă o comunitate etnică spune că are probleme, ei simt că încă nu sunt toate elementele rezolvate, înseamnă că nici democrația nu funcționează. Deci în contextul acesta, nici democrația românească câteodată nu funcționează, pentru că și ei sunt probleme și dacă luăm ca barometru comunitățile etnice încă avem de făcut. Adică tot ce înseamnă spațiu central est-european, unde sunt foarte multe naționalități, ar trebui să fie o concentrare a forțelor acestor țări pentru a garanta tot ce înseamnă dreptul fundamental. Și dacă aceste lucruri se întâmplă, atunci ceea ce a propus și Consiliul Europei de a garanta prosperitate, pace, sunt fundamentate și sunt efectiv reale, pentru că Ucraina se confruntă cu un conflict armat în sul țării, dar dacă ia măsuri și elimină tot ce înseamnă sprijin legislativ de a găsi soluții pașnice, nu cred că va avea o soluție pe termen scurt în favoarea lor.